rând că, într-adevăr, a fost un moment foarte important și pentru un negociator, cred că cea mai mare satisfacție pe care o poate avea este să vadă că acordul pe care l-a negociat devine realitate. Asta este, de fapt, realitatea momentului de astăzi, 28 octombrie, când, practic, marile lucrări ale construcției facilității antirachetă încep. Pașii următori vor fi reprezentați de aducerea componentelor care au fost deja asamblate ale facilității antirachetă din Statele Unite în România, asamblarea lor aici, la fața locului, după care anul 2015 va fi consacrat testării și pregătirii caracterului operațional al facilității și bazei de la DVS. Este foarte important acest moment de astăzi și pentru că el reconfirmă atașamentul Statelor Unite pentru securitatea europeană într-o perioadă în care de multe ori s-a spus că Statele Unite încep să fie din ce în ce mai mult interesate de afacerile asiatice. Iată că acest eveniment de astăzi confirmă faptul că Statele Unite niciodată nu vor putea abandona preocuparea pentru securitatea Europei. În al doilea rând, este un pilon foarte important pentru parteneriatul strategic român-american în dimensiunea lui politico-militară. Noi am stabilit ca, dacă vreți, orizont de ambiție să aducem celelalte dimensiuni ale parteneriatului strategic, prevăzute în declarația comună privind parteneriatul strategic pentru secolul 21, pe care de asemenea am negociat-o, să aducem cel puțin la nivelul de excelență al parteneriatului strategic în domeniul militar. Astăzi, ridicând acest nivel de excelență al parteneriatului militar, ridicăm gradul de ambiție și pentru celelalte dimensiuni ale parteneriatului, mai ales cea economică. Dorim mai multe investiții americane în România. Pentru cea interumană, dorim intrarea cât mai rapidă în programul Visa Waiver. Nu în ultimul rând, reprezintă și conexiunea cu sistemul NATO antirachet. Evenimentul de astăzi și prezența aici a secretarului general adjunct al NATO, domnul Verșpo, arată că acest efort bilateral româno-american este de fapt o parte integrantă a construcției sistemului NATO antirachetă. Și acest lucru se va vedea, așa cum a spus secretarul general adjunct NATO, în momentul în care baza devine operațională în 2015, ea urmează a fi integrată în sistemul NATO antirachetă și devine practic o parte importantă a capabilității inițiale a sistemului antirachetă, după ce la Chicago a fost declarată capacitatea sau capabilitatea interimară a sistemului NATO antirachetă. În sfârșit, are și o semnificație geopolitică acest moment, pentru că prezența continuă, permanentă a Statelor Unite în România, nu doar prin această bază militară, dar care este, de fapt, dacă vreți, din punct de vedere calitativ, cea mai importantă prezență americană militară în România, dar și prin utilizarea aeroportului de la Mihail Cogălnicianu, care preia, practic, tranzitul pe care îl efectua până în prezent partea americană prin baza de la Manas din Kyrgyzstan. Celelalte activități de training, celelalte activități comune pe care le desfășurăm cu partea americană, toate acestea arată că România este un stat predictibil și care va rămâne pe termen lung în comunitatea democratică de valori. Nu există, practic, niciun fel de dubiu din acest punct de vedere și aceasta este, cred, poate semnificația cea mai importantă pe care în momentul de astăzi o poate avea. Vorbeați de semnificație strategică și de implicații geopolitice. Observăm în ultima perioadă o atenuare a tonului Rusiei, tonului său în cele din urmă la adresa acestei facilități din România a scutului antirachetă. Ce s-a întâmplat? Care ar fi explicația? Cred că ceea ce este cel mai important în relația dintre NATO și Rusia, dintre Statele Unite și Rusia, este ca discuțiile cu privire la proiectul cooperării în materia domeniul antirachetă să continue. Practic, pe linia celor care au fost decise și la summitul de la Lisabona și la cel de la Chicago, este extrem de important ca discuțiile care se referă la crearea acestor sisteme separate, dar care să coopereze împreună, aceste discuții deci să continue. Sigur că nu este un parcurs simplu, nu este un traseu ușor, însă ceea ce este absolut clar din punctul de vedere al Alianței Nord-Atlantice, acest lucru l-am spus și noi, România, de fiecare dată, acest sistem nu are de ce să îngrijoreze Rusia.
Este un sistem care, prin amplasarea sa, prin capacitățile sale tehnico-militare, nu poate să afecteze capacitatea de descurajare a Federației Ruse. Și toate detaliile sunt disponibile, ele au fost deja transmise părții ruse, ele pot să fie din nou explicate atât de către partea americană, de către NATO și de către România, care a fost întotdeauna deschisă pentru orice fel de discuții, orice fel de schimburi de opinii cu partea rusă. Vorbeați mai devreme despre procesul de negociere pe care l-ați condus. Mai există acorduri punctuale care trebuie negociate de acum până la operaționalizarea bazei? Să profit de acest moment și să mulțumesc foarte mult echipei care a participat la acest proces de negociere, pentru că a fost un efort foarte complicat, un efort interinstituțional, multidisciplinar, atât colegii mei din Ministerul de Externe, cât și cei din Ministerul Apărării și din celelalte instituții ale Sistemului de Securitate Națională au muncit extrem de mult. Am avut într-un an și jumătate, 2010-2011, 7 runde de negocieri, dar și 36 de reuniuni de pregătire interinstituționale. Ei merită toată aprecierea noastră și dacă aplauzele de astăzi de aici au fost meritate pentru întregul proiect, ele sunt fără îndoială meritate pentru cei care au lucrat efectiv și care au negociat și care au pregătit momentul de astăzi. În ce privește implementarea acordului, au fost deja încheiate 11 aranjamente de implementare, mai sunt de negociat încă 3, sperăm că ele vor fi finalizate în perioada următoare și vor putea să fie semnate la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Și o ultimă întrebare, vorbeați de testări, anul 2015 va fi anul în care vor fi testări ale echipamentelor, vor fi inclusiv teste cu interceptorii? Nu, asta trebuie precizat că e vorba despre testări ale echipamentelor în sine, dar nu vor include aceste testări tiruri cu rachete interceptoare. Acestea se fac într-un poligon specializat al armatei americane în Hawaii.